Știm cu toții că sărbătorile de iarnă sunt împodobite numeroase obiceiuri și tradiții frumoase moștenite din străbune. Invităm în scenă oratorii de la Școala Medie de la Voloca, conducător artistic Nicolae Mintencu. Bună seara, bună seara, să trăiți boieri cu coane, cu conașă, cu conițe. Cunoaști cu coniție, copilaște bune vite, anii vieții să vă pare, zile lungi de primăvară. După atâta oboseală, vai și somnul mă doboară, să mă culc că nu-i de chip. Mărire dintr-un cei de sus, pe pământ pace între oameni bună învoire. Iar tu, ciobane, scoală-te și nu dormi, că somnul nu ți-a folosit. Scoală-te și du-te-n grabă, că la Eflaim te-ntreabă, că acolo s-au născut un prunc mândru și frumos, cu numele de Hristos. Dacă nu mă crezi pe mine, iată îngerul ce vine. Eu sunt Arhanghelul Mihail și de la Dumnezeu sunt trimis. Am venit să vă vestesc că în Eflaim, oraș frumos, s-a născut Iisus Hristos. Noi suntem trei îngerași, porniți din acel oraș, din orașul cel frumos, unde s-a născut Hristos. Hristos să se nască, lumea să se înveselească. Prin ce dovediți nașterea lui Iisus Hristos? Prin cântare! Știu cântați!